premieră la Visul, unde tu ai scris scenariu bazat pe o poveste reală. Cum a fost călătoria de la scenariu la film? Una simplă, care a venit natural după o pauză de pandemie. În sfârșit ne-am apucat, pentru că nu puteam da greș, să începem filmările și să se oprească din cauza pandemiei. Un proiect care după 7 ani, în sfârșit iese pe piață, de care suntem mândri. Un scenariu, da, sigur, inspirat din viața personală, dar împănat pe alocul ca să devină artist și pe care Cătălin l-a dus mai departe cu niște actori minunați. Cred că am făcut o treabă bună. Tu ai inclusiv un cameo în film. Normal, am băgat și eu capul puțin, dar după un principiu pe care îl respect, când scriu sau când regizez, nu joc. Am ales un rol mic să bag capul puțin doar. Și cum ți se pare acum la final? Ești mulțumit de ce a ieșit? E mai mult? E peste așteptări? Bine, sunt foarte mulțumit. Ne-am fi dorit să avem toți banii din lume să facem filmul mult mai bun, mai major, de scris, dar la ce am dispus, de ce dispunem, sunt mai și foarte bine. Pentru că filmul intră în cinematografie, ai un mesaj pentru spectatori? Veniți să-l vedeți, noi e un film cu un tânăr super care salvează fecioara și planeta odată cu ea. Este o poveste inedită despre un grup de pușcăriași care se apucă de teatru ca să evadeze.